Este a doua întâlnire în cadrul seratelor dialoguri inedite și reamintesc faptul că aceste întâlniri nu sunt în mod necesar legate sau nu sunt despre cei care se urcă pe această scenă. Nu în mod necesar, ci sunt în primul rând legate de dumneavoastră. Cei care vor să se implice, oameni care vor să afle, să discute, să polemizeze cordial. Asta este ideea acestei serate, pe care, după cum știți, o să o ținem de acum încolo în fiecare vineri, seara de la ora 20 la 21:30. Tema din această seară este una extrem de emoțională, aș spune eu, și de mare, este în mare, e en vogue în Europa, e vorba de criza refugiaților. Temele pe care le vom aborda împreună cu invitatul nostru, despre care am să vă spun câteva cuvinte imediat, sunt următoarele și multe altele. Poate Europa minimaliza pericolul terorist de sorginte extremism musulmană pe care actualul val de migranți îl amorsează? Poate preîntâmpina Europa acest pericol? Există limite ale demersului multicultural european? Care sunt acelea? Europa trebuie să rămână laică și creștină sau nu? Poate Europa susține financiar și social de la câteva milioane și până la câteva zeci de milioane de refugiați? Unde începe și unde se sfârșește solidaritatea socială integratoare a modelului european? Cam acestea ar fi temele majore. Și acum am să vă arunc și provocarea din această seară, care se numește Criza refugiaților și pericolul destrămării visului european, și care sună cam așa. Visul integralist, care a proiectat în imaginarul colectiv o Europa multiculturală, laică instituțional și extrem de laxă, inclusiv în ceea ce privește libertatea religioasă, pare să se confrunte cu o uriașă dilemă. Să renunțe fie și parțial la proiectul integralist și multicultural pentru a-și consolida securitatea, zdruncinată în aceste momente, sau să persiste în visul primordial al unității în diversitate și să accepte în continuare invazia masivă de refugiați din motive umanitare și principiale, asumându-și riscurile de securitate și de identitate aferente. Cred că abordarea europeană a relației cu imigranții trebuie să țină cont de faptul că multiculturalismul trebuie să fie acceptat și înțeles ca o combinație de drepturi și responsabilități. Dreptul de a contribui ca imigrant la îmbogățirea patrimoniului european cu cultura și religia și limba ta și responsabilitatea legală a imigrantului de a respecta cultura, sistemul juridic, instituțiile democratice, cutumele sociale europene. Multiculturalismul, din perspectiva mea, nu reprezintă sub nicio formă un pretext prin care societatea să fie divizată de indivizi sau grupuri, care se folosesc de generozitatea conceptului în sine pentru a se baricada în spatele redutelor religioase și culturale, de unde încep să mitralieze etosul european. Multiculturalismul și unitatea în diversitate reprezintă concepte care afirmă incluziunea în interiorul Uniunii Europene laice și dedicate drepturilor omului. Dacă ar fi să luăm în considerare o analiză Al Jazeera de la finalul lunii trecute, am impresia, numai numărul refugiaților sirieni va depăși în câteva luni cifra de 5 milioane. În acest caz, România ar trebui să primească, păstrând proporția de acum, în jur de 200.000 de refugiați. Fie și numai dacă ne raportăm la cei 7.000 de refugiați, aproximativ, pe care România ar trebui să-i găzduiască în acest moment, este extrem de important de știut ce se va întâmpla cu aceștia, după ce îi vom fi primit pe teritoriul României. Îi vom adopta, îi vom integra, îi vom susține în continuare financiar, le vom oferi cetățenie, le va oferi România drept de muncă sau nu, așa cum face Turcia, sau vom fi doar un punct de tranzit spre Germania și Austria. Și pentru ca lucrurile să fie mai provocatoare, nu pot să nu constat că oricât de tentant și de comod ar fi și oricâte argumente filozofice, politice, geostrategice și de securitate am aduce, criza refugiaților nu poate fi privită doar prin prisma criteriului religios. Căci introducerea unei atar constrângeri, să intre în Europa doar refugiații creștini, așa cum unele voci susțin, ar putea nărui întregul set de principii și valori pe baza căruia s-a construit Uniunea Europeană. Un atare precedent ar putea fi argumentul și pentru alte nuanțări ale principiilor fondatoare, ceea ce ar duce la relativizarea proiectului european și finalmente la căderea sa în irelevanță. O soluție europeană unitară care se bazeze pe principiul solidarității și pe respectarea drepturilor omului, mizând pe mitul multiculturalității, pare deja de domeniul wishful thinking. Și asta în condițiile în care cotele impuse de cancelarul german Angela Merkel reprezintă o variantă în care nimeni nu mai pare dispus să creadă cu adevărat că va funcționa. Aceasta a fost provocarea. În această seară avem un invitat excepțional. Am să vă spun câteva cuvinte despre el. Este născut în București la 18 august 1960.
A făcut studii la liceul Ion Creangă, secția clasică București, absolvit în 1979, este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București în 1983 și al Universității Sorbona în 1985. A făcut studii aprofundate pe care a terminat tot la Sorbona în 1987. Este doctor în istoria Universității Paul Valéry Montpellier în 2002. Nu cred că merită atâtea elogii și ridicări de ton așa frumoase ca la Anchormanii, cei mai reputați din America și acum copiați de Florin Călinescu și de alții prin România. Mulțumesc în primul rând foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, Adam. Mă onorează și mă onorează să fiu invitatul dumneavoastră în a doua săptămână în care această întâlnire începe să devină o obișnuință. Cândva va deveni o tradiție, sunt convins. Și sunt chiar onorat că dumneavoastră mi-ați făcut chiar propunerea să fiu săptămâna trecută, dar mi era imposibil din motive tehnice, fiindcă eram plecat din țară, tocmai în Italia, pentru o conferință. Haideți să intrăm acum în tema efectivă a discuției și am să mă refer la o declarație a lui Hans Timmermans, care spunea recent, referitor la problema refugiaților din Orientul Mijlociu, că imigranții trebuie să aibă un refugiu sigur în lume. Citez. Dacă uităm de obligațiile de a le asigura un refugiu sigur în lume, lăsăm Europa pe mâna xenofobilor și a extremiștilor. Despre ce obligații discutăm aici, domnule profesor? Aici intrăm deja în partea vie a subiectului. Față de acești oameni. Acum, din punctul meu de vedere, sunt absolut de acord că există oameni care pleacă de acolo fără niciun fel de probleme ca să scape de război și să scape cu viața. Este fără îndoială lucrul ăsta. Lord Callanan, acum vreo două săptămâni, prezent în București, fostul șef al grupului ISIAR din Parlamentul European, spunea un lucru care mie mi s-a părut de bun simț. Oricât de umanitariști am fi, nu putem, Europa nu-și poate permite în momentul de față să susțină din niciun punct de vedere undeva între 5 milioane și 20 de milioane de refugiați în următorii 4-5 ani. Deci, despre ce obligații discutăm? Există mai multe aspecte. Eu însumi, și nu sunt singur, și Doru, și poate și alții, au avut, prietenul meu Victor Rusu, care este aici, au trecut prin faza de refugiați politici. Eu am trăit, am fost și eu refugiat politic, repet, nu sunt singurul din sală, știu și vorbesc în cunoștință de cauză despre ce este vorba, dar eu cred că fenomenul de acum la care asistăm are destul de puțin în comun cu ceea ce am trăit noi și ceea ce am cunoscut noi. În ce sens? Trebuie văzut, în primul rând, în ce măsură aceste persoane care vin în flux continuu se încadrează realmente în categoria refugiaților, care, în principiu, e o chestie politică. Refugiați se și numeau refugiați politici. Deci ar fi bine să vorbim așa, poate și din Europa interactiv. Din Europa. Cred că niciunul dintre refugiații ăsta, au fost întrebați, au fost intervievați, niciunul nu are intenția să revină în Siria. Este o, cum zic italienii, o iluzie sau un pio desiderio, așa, o wishful thinking, să zicem că doresc să se întoarcă. O spun corect și e foarte corect să spună lucrul ăsta. Legea, deci, pentru în 1940 nu exista convenția din 29 iulie 1951, Convenția Internațională de la Geneva cu privire la refugiați, care este convenția care reglementează până astăzi condiția de refugiat, convenție de care am beneficiat câțiva dintre cei care suntem pe aici, inclusiv subsemnatul. Care au fugit din România. Da. Se dezeuropenizează Europa. Este în pericol? Nu știu, e posibil să existe un pericol de genul ăsta. E posibil să existe, fiindcă se sparg instituțiile europene, acordurile Schengen se duc de râpă. E un nou model? Este o problemă. Dar dați-mi voie să terminăm, că e chestia importantă, chestiunea aceasta cu forța de muncă. Eu cred că este o iluzie absolută și este pur și simplu praf în ochi pe care doamna Merkel,
tu ești un apărător al doamnei Merkel, nu e cazul meu, am înțeles că tu ești de acord cu ideile sale, e dreptul tău. Doamna Merkel începe să spună acum, da, fiindcă avem nevoie, și-a găsit un alibi, fiindcă avem, avem de forță de muncă, da. Nu de problema demografică, de forță de muncă, de acel 4,7 care este sub acel 5% și au nevoie de forță de muncă. Ei bine, este o totală iluzie dacă noi credem că aceste persoane pe care le vedem la televizor și așa mai departe vor putea să înlocuiască performantul muncitor german, tehnologizat, cu o educație tehnică de 4-5 generații. Este o utopie și praf în ochi, da, da, pentru moment vor greva pe sistemul de ocrotire social al Germaniei și îl va duce probabil la colaps, fiindcă Germania a ajuns în colaps după primele 63.000 de persoane primite în modul acesta haotic, au ajuns la colaps și nu mai au unde să-i găzduiască și a ieșit domnul Teodor de Mezier cu frazele pe care le știm. Germania a anunțat doamna, prin vocea doamnei Merkel, unde e marele pericol? Marele pericol este ca discursul securitar să fie preluat numai de către extrema dreaptă. Cu diferența că doamna Merkel primește 800.000, nu 12.000. Că dacă Franța își deschide granițe și primește 300.000, să vezi cum se radicalizează discursul. Absolut. Instantaneu. Domnul Hollande este o persoană responsabilă, a spus 12.000 pe an, 24.000 în 2 ani de zile. Pentru o țară ca Franța este mai mult decât rezonabil. Dacă mă întrebați pentru România, eu sunt convins că cele 4.000, am aici într-un ziar unde este, într-un ziar francez, 4.000 și după aceea se pare 6.000, da, da. Este teoretic acceptabil, e posibil, e digerabil, nu cred că va fi problemă foarte mare. Cu condiția să și vrea să vină, nu? Cu condiția să vrea să vină, ori noi vedem că ei refuză, repet, redistribuirea în interiorul Germaniei. Vedem niște lucruri, am adus câteva reviste, câteva ziare aici, cel mai șocant este un Le Monde, acești refugiați, dar eu am o foarte mare rezervă în privința refugiatului, fiindcă refugiatul vrea să scape de bombe, să scape moarte. de moarte, de un regim criminal. Și noi deja, un român când ajungea în Ungaria sau în Iugoslavia, zicea Doamne ajută. Și dacă ajungea și la Traiskirchen în Austria, la Lager, sau dacă ajungea la Cladova și de acolo la Lager ONU și pe aceea mergea în Italia sau în America, era către America era extraordinar. Dar vedem că oamenii ăștia doresc numai Germania și anumite locuri în Germania numai. Dacă nu sunt genul ăsta de refugiați, ce sunt? Păi aici e problema. După părerea mea, sunt în imensa majoritate migranți, migranți economici și asta nu e codificat de nimeni. E adevărat, Carta ONU, este adevărat, spune o chestie foarte generoasă și foarte frumoasă, dar care este valabil pentru cazuri individuale, problema statistică ne omoară. Momentul nimeni când nu a anticipat că vin un milion de oameni odată. Hai să vă spun ceva în alt registru. Vă place ciocolata? Da, îmi place. 8 kg mănânci de ciocolată? Hei, asta e o mare problemă. Îmi place ciocolata, dar îmi place o tabletă, două, maxim, după 150 de grame de ciocolată am terminat. 800, îmi place, dar nu pot să mănânc 8 kg de ciocolată. Hei, cam ceva de genul ăsta. Este, dai seama. Deci, hai să ne gândim realist. Aș da un citat dintr-un prim-ministru din Croația cum care spune un lucru. Cum securizăm? Avem o suflet, avem un suflet, primul ministru din Croația, Marković, parcă, sau nume de genul acesta, Milković, așa ceva, spune, avem un suflet, dar avem și un creier, nu putem să ne dăm, adică lucrurile astea care sunt enunțuri frumoase, valabile, nu se pot în momentul când devine statistic, pentru când se face un convoi, un flux. Nu mai fac doi bani aceste discuții. Nu mai se clar. Poate așa. Se poate în cazuri individuale, ceea ce se poate în cazuri individuale. Din păcate e ceva cinic, îmi pare rău, dar este o realitate. La nivelul statistic, când intervin numerele mari, bun, dar este ce facem foarte greu posibil. Îi trimitem înapoi cu forța. Ce facem? Mai este o glumă în timpul lui Ceaușescu, spunea cam așa. Doamna Ceaușescu... Eu nu vă vreau să-mi răspundeți la întrebare. Ce facem cu ei? Mare problemă. Nu se vor putea trimite înapoi cei care au pus piciorul în Europa. Asta este o chestie certă. Iar iluzia că vor fi trimiși înapoi este iarăși praf în ochi. Doamna Merkel acum ce face? Trimite înapoi pe kosovari, albanezi, muntenegrini,
sârbi câți mai sunt pe acolo, deci din Balcanii de Vest, care în mod, după părerea mea, aberant, au primit azil. Sigur, a fost un război în anumite zone, nu peste tot. În Albania n-a fost război. Nu trebuia din 22 decembrie 89, pentru noi, Institutul pentru Memorie Exilului Românesc, fixează clar limita în ziua de 22 decembrie 1989 și atât. Orice a fost după aia, n-are legătură. În afară de două persoane pe care le știi. Și... Sunt două persoane expulzate din România în 90, tu care era obligatoriu să aibă azil politic. Da. Așa, deci, problema este că această chestiune de tip azil politic, și așa, ei acum trimit în dărât, zic, gata, rezolvăm, dar nu vor putea trimite niciodată pe oamenii ăștia care, în deregulă, nu vin cu pașapoarte, nu vin cu acte. Asta e altă problemă de securitate. Păi asta e o problemă de securitate uriașă. Dumneavoastră a spus aici problema de securitate. Eu aș îndrăzni să spun acest lucru. Eu nu cred că este o problemă fundamentală chestiunea aceasta. Frica asta de teroriști, eu nu o împărtășesc foarte mult. Fiindcă teroriștii, dacă vor să vină, au mijloace bănești, nu fac drumuri de-astea ultra penibile. Nu e problema teroriști, e tot o problemă culturală, educațională, civilizațională, înainte de a fi religioasă. Înainte de a fi religioasă. Da, în primul rând trebuie să gândiți la un proces de trimitere înapoi, masiv, care a avut loc acum un an și ceva, doi, trei. Romii din Europa de Est. Care erau cetățeni cu niște acte în regulă, care au ieșuat în proporție de 85%. Au cheltuit miliarde de euro. Nimic. Miliarde s-au cheltuit. E absolut. Au venit în țările de baștină, preponderent România, unde cât un polițist le-a schimbat identitatea pe buletin și pe pașaport și se plimbau din nou și cerșeau pe Champs-Élysées. Aceeași. Încă o dată, este praf în ochi să se creadă, este o utopie să se creadă că vor putea să fie trimiși înapoi, iar vreau să mai spun un aspect. Adrian, o secundă, Victor. Doar atât aspect. Foarte mult, inimi candide, suflete așa foarte candide și cu un cuvânt italienesc, o să vă aduc un alt ziar care vorbește buonismo, cu bunătate așa, un buonismo, să înțelege românul despre ce e vorba, o chestie așa de generozitate. Buonismo, să fim buni, să fim așa și așa mai departe. El spune, un mare zi, e articol de fond în Corriere de la Sera de acum câteva zile, un articol de fond șficuitor, iată-l aici, este, mă rog, denumire, Ernesto Galli de la Loggia, este un mare gânditor italian, greul raport cu islamul. Și el vorbește, actele noastre de ecumenism trebuie să fie, să le obligăm și păilalții să facă exact același pas. Ecumenism la noi, dar nu în sens unic. Asta este o altă chestiune, o să o dezbatem și are legătură foarte, un articol extrem de interesant, Corriere de la Sera de acum câteva zile. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea fundamentală este că este o iluzie, că se vor trimite înapoi. Oamenii ăștia, deci în... unii inime candide de astea, suflete candide, generoase așa, în general din stânga europeană, dar, repet, nu trebuie să fie lăsat monopolul dreptei discursul securitar, Franța, din fericire, face asta, nu e cazul în Germania, vom discuta chestia asta, în Germania este un risc major. În Germania, fiind un guvern de grose coaliții, în care concurează... Duceți ideea până la capăt. Concurează social-democrații cu doamna Merkel, creștin-democrații. Doamna Merkel a spus 800 de mii, creștin-democrații, doamna Merkel a spus 800 de mii, Sigmar Gabriel, șeful social-democrat, a mai spus încă 200 de mii plus un milion, acolo riscă să salte întreg sistemul politic, e grav că am impresia că acolo cova sotto le ceneri, zic italienii, este un, cum se numește, sub cenușă, este un jar, care este foarte grav, pe ghida, acolo ne paște ceva foarte grav. Ar putea să apară un, Doamne ferește, un fel de nou Hitler, nu vreau să spun așa ceva, dar nu este exclus să se întâmple o explozie, fiindcă nu este clasă politică de schimb, stânga și dreapta sunt împreună și mi-e teamă că este o problemă reală, dar imediat. Ce vreau să Într-o zonă politică care a dat pe Jörg Haider, e foarte posibil să apară așa ceva. Uitați-vă în Austria, în Austria! Nu te supăra, dar creezi niște atmosfere greșite. În acest moment s-a întâmplat ceva mult mai periculos. Bavaria și-a închis granițele cu Germania. Ieri s-a întâmplat. Nu știam. Deci asta acum, la fel cum Ungaria
a închis Etanș, granița cu Croația. Și nu doar Ungaria, ci și Slovenia. Numai un secundă. România era la modă să înjurăm pe unguri, dar cu Slovenia înjurăm și pe ea. La un moment dat, într-un comentariu pe care l-ai făcut acum câteva zile, foarte judicios, ai semnalat faptul că acel gardă sârmă ghimpată nu înseamnă o interdicție de circulație, ci doar canalizarea de trecere pe la punctele de trecere a frontierei. Ăla-i singurul loc civilizat. Controlat. Care... Punct control trafic frontieră. Ei, în Germania acum, această, bavarezii oricum, de multă vreme aveau în subconștient independența. Vă dați seama dacă se sparge pericol, Germania. Sigur. Înțeleg. Înțeleg. Deci ieri a închis granițele interioare cu Germania. Incredibil, asta chiar nu știam. E foarte interesant. Pentru tău. Că ce vor ei să facă? S-a produs deja panica în München mai ales, dar și în Bavaria, pentru că preponderent masa asta de oameni e încartiruită în Bavaria. Da, e contraproductiv, că dacă ei închide, îi ține acolo, ea prefera să-i trimită pe Baden-Württemberg sau pe Berlin. Exact asta vor să facă. Mi se pare ciudat. Nu, asta vor să facă. Au închis granițele, da? Pe banii bavarezi, nu berlinezi. Așa. Vezi ce înseamnă federalismul. Pe banii bavarezi vor fi trecuți granița în Germania și nu să le mai dea voie să vină înapoi în Bavaria. A organizat. Da. Dar vreau, este extraordinar, este extraordinar de sensibilă situația într-o țară, e teribilă. Într-o țară în care și de aia a apărut un Hitler. E un pericol mare. Pentru că după ce s-a chinuit Bismarck să convingă pe prusac și pe bavarez că amândoi sunt germani, apare întotdeauna și Führerul. Adică cel care, e un pericol real, cel care se sprijină pe unitatea națională. E, războiul a condus din nou la federalizarea Germaniei, și anume prusacul să rămână prusac, bavarezul să rămână bavarez. E tradiția federală. Vrei să-mi spui că există un pericol de ruperea Germaniei? Este nu numai un pericol, de mult, în momentul în care Germania ar intra în explozie, explodează toată Europa. E tradiția. Deci conceptul Uniunii Europeană. Da, ok, Germania este motorul. Disoluție. Doru. Este dacă îmi permiteți. Noi iar am ajuns la spartul târgului. Profesor de istorie, știi ce se întâmplă? Statul Imperiu din 1871 al lui Bismarck s-a definit ca imperiu federal și democratic. Da. Statul lui Bismarck a fost un stat federal și democratic al doilea Reich și doar Hitler și statul federal de după 1921, Republica de la Weimar, era un stat federal și democratic. Hitler a desființat lenderele, s-au reînființat în statele în zona de Occident, iar în Est, de-abia în 1990, s-au înființat cu o pauză de 60 de ani. Și iată aici, dintr-un divelt de luni, e o scenă foarte interesantă. Oricine care a trecut granița în Germania vede de la trecerea de la Salzburg, unde este unul care scrie Republic Österreich pe el, este primit de un om care spune Freistaat Bayern, asta scrie pe uniform, nu scrie Deutschland. Nu, Freistaat Bayern. Aici, păi nu, exact asta. Asta scrie și pe uniformă, dar și pe această... Un banner. Un banner la... Nu e banner, este locul de trecere. Este un loc de trecere, da. Este, da. De acolo începe Germania, dar nu începe Germania, începe statul liber Bayern. Așa. Dar ce vreau să spun? Că a fost refugiat politic. Oameni care am trăit momentul în 1904, sunt foarte mulți care ne spun, într-un discurs ca al meu, zice, domnule, dinata, uiți căderea zidului Berlinului și așa mai departe, vrem să facem noi garduri în Europa, noi ziduri, și acum o fac și slovenii, nu numai este. Ori, sunt atenție, sunt două lucruri, nu trebuie făcut amalgamare, este trivializarea această comparație, fiindcă zidul Berlinului, și vreau să amintesc ritos acest lucru, era făcut împotriva unor oameni care nu aveau dreptul la pașaport, cei din Republica Democrată Germană, așa numiti DDR-Bürger, săracii de ei, și România și toate țările comuniste era așișderea, deci nu aveam dreptul la pașaport. În schimb, sirienii, chiar și cu guvernarea prosovietică a lui Hafez el-Assad, care a devenit încă din 1970, de-aia spun că influența lor rusească din 70 acolo și bazele, așa, e singura lor bază din toată Mediterana, după politica de îndiguire, au spart-o prin Siria în 70, de-aia țin cu dinții rușii de Siria, ne legăm de ce spuneam mai înainte, dar această situație
Ei n-au avut niciodată lipsă de pașapoarte, ei au avut întotdeauna pașapoarte, cetățeanul sirian avea dreptul la pașaport și ceilalți cetățeni din Bangladesh, din Pakistan, din Iran, din Irak care vin și asta e problema, câți sunt sirieni și câți sunt din alte țări, sunt pakistanezi, sunt și indieni acolo. Toată lumea a patra și a treia își dorește să trăiască, este firesc, e legitim, este normal. Atenție, domnul Tsipras a dat drumul la acest robinet în timpul dezbaterii electorale din Grecia de acum 3 săptămâni. Am urmărit-o foarte... În viața politică greacă se împarte în două, între oameni politici irresponsabili, e vorba de Tsipras și de gruparea sa, și oameni politici responsabili de stânga și de dreapta. Este centru-stânga Nea Democrația, este Partidul Liberal Potami și Partidul Socialist al Greciei, PASOK-ul, care e un partid, în paranteză fie spus, pentru care am cel mai mare respect, cunosc prieteni, am prieteni în PASOK și știu că partidul care într-adevăr a avut o hemoragie, fiindcă a încercat de unul singur, Papandreou, fiul lui Papandreou și nepotul marelui Gheorghios Papandreou, este Gheorghe al II-lea, care în 1945 a salvat Europa și Grecia de comunism, fiindcă în 1945 bunicul lui era prim-ministru acolo. În partidul ăsta a devenit de la 30% la 4% și acum a crescut la 6%, au zis că e o mare creștere. Ei bine, oamenii politici responsabili și vocea o avea sigur Partidul Nea Democrația, domnul Marmarakis, care era șeful opoziției, un om foarte responsabil, un om foarte distins, a spus, noi stopăm această chestie, se poate stopa, există posibilități cu Frontex-ul, cu patrulări, nu cu chestii caricaturale, zid prin apă, nu e adevărat. Prin patrulări, prin Frontex aduse acolo, se poate perfect stopa această imigrație, pe care acum văd că o spun chiar și domnii Hollande și doamna Merkel, cred că a spus-o chiar ieri seară, că nu se poate lăsa în mâna traficanților granița între Grecia și Turcia. Forțele politice responsabile ale grecii, de stânga și de dreapta, care din păcate au pierdut alegerile, au spus foarte clar, domnul Marmarakis, noi facem asta și puteam să o facem. Asta era unanim de la stânga socialistă la dreapta conservatoare liberal-democratică. În schimb, populistul irresponsabil Tsipras a câștigat alegerile și consecințele le vedem. De unde? Soluția este cu atât mai mult Turcia și numai Republica Turcă are această soluție, cu condiția să nu fie umilită, să nu fie bagiocorită cu aruncarea doi șfanți sau cum să-i spunem acolo 2,50 lei pentru un stat care a cheltuit 8 miliarde de euro pentru ajutorarea acestor refugiați. Ține 2 milioane de refugiați în momentul ăsta. Exact. Și îl salut aici pe un prieten diplomat bulgar care se află aici cu noi, domnul Stanislav Tsekov. Și din păcate în Bulgaria a fost o dramă azi dimineață, s-a petrecut o dramă care n-a fost dorită de absolut nimeni. Dar și Bulgaria are un zid, fiindcă și Bulgaria are o problemă majoră, un gard la frontieră de tipul celui sloven, de tipul celui... Dar cu atât mai mult Slovenia și Ungaria sunt justificate, fiindcă ele sunt spațiu Schengen. Atenție, care e diferența? Într-adevăr, spațiul Schengen nu mai cuprinde granițe în care să nu le poți trece și pe arătură. Deci nu mai este obligația de a trece numai prin punct control trafic de frontieră în interiorul spațiului Schengen, mai precis exact cum sunt granițele intrajudețene de la noi. Pot să trec în Teleorman foarte bine pe arătură, pe unde vreau eu. Pot să trec în județul Giurgiu sau în județul Prahova, pe unde vrem noi. Așa este în interiorul Europei, dar nu la exterior. Și în sfârșit le-au dat gândul cel bun în Europa. Eu modestamente spun lucrul ăsta de vreo 2 luni de când a început criza asta. În sfârșit au ajuns la concluzia asta. Trebuie securizată granița exterioară a Uniunii Europene, cu atât mai mult țările Schengen, iar Grecia este o țară Schengen. Și aici este gravitatea situației. Gândiți-vă la situația absurdă că oamenii ăștia, migranții, intrau în spațiu Schengen, apoi ieșeau din spațiu Schengen, se duceau în niște țări foarte instabile și cu mari probleme, cum e Biata Macedonia, cu 2 milioane de oameni, apoi Serbia, apoi ajungeau din nou și vreau să intre, ajungând să forțeze la un moment dat cu pietre și așa mai departe, granița pe arătură, așa cum nu se face. Ungaria, de altfel, ați văzut că atunci când croații ajungeau, îi aduceau cu autobuzele și sârbii la puncte de frontieră, îi lăsa să treacă din cauza că se merge la doamna Merkel, fiindcă așa a spus doamna Merkel, și cât doamna Merkel nu și-a făcut plinul de 800 de mii de oameni,
Oamenii, eu nu văd din ce cauză să ceară românii, bulgarii sau portugalii sau estoniei să găzduiască, să-și facă întâi plinul ăsta de 800.000, dar ei au ajuns în tilt, adică au ajuns la epuizare după circa 63.000 de persoane. Ce demonstrează asta? Bun, ce este incredibil. În Franța. Ce demonstrează? Că Franța vrea să-i ajute. După părerea mea, nu sunt refugiați. Nu, că nu sunt refugiați. Pentru că un refugiat ar da turtă zilei să-i primească Bulgaria, nu Franța. Să-i primească Grecia, Samosul, nu Franța sau Germania sau Italia. Ce sau... sunt, domnule? Nu sunt refugiați. Ce sunt? Sunt migranți, după părerea mea, în cantitate majoră, migranți în căutare de azil economic. Asta este convingerea mea. Moral, politic. Nu s-a codificat azilul economic. Are dreptul să îi repudieze? Evident că da, dar nu va fi posibil fiindcă n-au acte, fiindcă vin fără acte. Sirienii ar avea avantaj să aibă acte, fiindcă ei au o situație care s-ar justifica azilul de război, dar Bangladesh, Pakistan, Iran, oamenii din Afganistan, cel care a fost împușcat astăzi la granița bulgară, din păcate un afgan, e o dramă. Oamenii ăștia, nu mai vorbe de cei din Africa subsahariană, care vin din Niger, din Mali, din Senegal, din Gambia, n-are nicio legătură cu niciun război nicăieri. Ăștia veneau prin Italia. Și acum, asta vă spun, au descoperit, e mult mai greu să treci 14-15 ore cu vaporul din Libia până în Pantelleria, decât să treacă 700 de metri. 700 de metri separă, am fost acolo, cunosc insula Samos de un promontoriu turcesc, 700 de metri. Se poate merge în noță cu o barcă de copii. E mult mai simplu să treci pe acolo. Au văzut că se poate, fiindcă Grecia au lăsat, domnul Tsipras s-a lăsat și așa s-a creat puhoiul ăsta. A început întâi 1, întâi 2, întâi 3, apoi mai mulți, apoi și mai mulți, apoi enorm de mulți, apoi fantastic de mulți. Se va opri, haideți să tragem o concluzie. Se va opri. Dacă se face ceea ce spunea șeful opoziției democratice și responsabile grecești, Marmarakis, dacă Frontex-ul, acum ce au spus ieri, ieri s-a întâmplat aseară, la Consiliul Europei, deci la summitul european, Frontex-ul poate asigura chestia asta, patrulare coerentă în insulele grecești, în cele 700 de metri sau 2 km, 3 km, se poate face perfect chestia asta și o colaborare Republicii Turcia ajutată adecvat și ar fi un bine pentru toată această lume. Îi mulțumim domnului profesor pentru seara aceasta și eu vă mulțumesc foarte mult, mai ales că ați fost în număr mare. Lui Doru Braia mulțumesc pentru că s-a implicat și tuturor cei care au vorbit. Săptămâna viitoare încă n-am să vă anunț tema, va fi foarte interesantă. Vă rog să intrați pe pagina de Facebook, Dialoguri Inedite. Ne vedem săptămâna viitoare de la 20 la 21:30 la Dialoguri Inedite. O seară minunată!